a la ceremonia tosi. N-a făcut întâmplător. N-a mai făcut odată problema. Era rămas deasupra. Acum te-am invitat să intrăm în adânc, să pătrundem mai jos și să înțelegi că există cu ce plecăm de aici. Cu o tehnică de lucru, nu? Cu o tehnică de lucru foarte interesantă, aceea de reducere la absurd. Contrazici din concluzia. Încerci să găsești tu... Da, asta. Deci noutate. Poți să notezi. Noutate absolută. Noutate absolută. O nouă tehnică de... Deci noutate absolută. O nouă metodă de lucru. O nouă metodă de lucru. Cum sună asta? Metoda reducerii la absurd. Metoda șmutează, sumiază. Da? Metoda reducerii la absurd. Adică, pe scurt, Miruna, dacă ai fi fost atentă, da? Metoda primară. Metoda reducerii la absurd, care constă, aici vreau să rețin, de foarte multe ori în geometrie. Deci o trebuie să în geometrie de 1.000 de ori. Deci metoda reducerii la absurd, în ce constă? Contrazicem concluzia, deci contrazicem concluzia, sau o parte din concluzie, și pe urmă, pe baza tuturor informațiilor și a stilului nostru de a gândi, a ideii pe care le formăm, a multor informații care știm, deci pe baza cunoștințelor din urmă, așteptăm să ajungem la o contradicție. Așteptăm să ajungem la o contradicție fie cu ipoteza problemei, fie cu o informație deja știută, cu un adevăr deja știut de tine. Da? Fie cu ipoteza, fie cu un adevăr știut de mine. Adică o informație pe care o am clară, că așa este. Că aș mai zic 2 cu 2 fac 5. Când aș 2 cu 2 fac 5, gata, spune, fac rău, nu mai discutăm. Așa și aici. Ăsta a fost mesajul pentru tine și pentru toți prietenii noștri ca o metodă nouă. Și dacă așa stau lucrurile, încă îmi pui o problemă și care o vom discuta cât de repede, cât elementele sunt așezate nu neapărat cu un începând, ci de la un loc încolo, n-are importanță, deci numele nu sunt așezate cu un începând, și ele să fie din 7 în 7. Tu te hotărăști câte elemente să fie. Ai văzut că e important să fie un măr bar. Nu, acasă. Acum ne gândim la ceva. Am insistat pe problema asta, pe repet, am simțit-o ca una deosebit interesantă și mai ales pentru a comunica la Olimpiadă, nu așteptați probleme clasice, dragilor. Nu se poate. Decât probleme nefăcute. Dar datorită antrenamentului din urmă, reușim să o spargem. Ceva trebuie să ne vină idee. Poftim. Să se găsească cel mai mic număr natural care are suma cifrelor egală cu 2017. Deci, să găsească cel mai mic număr natural, așa încât suma cifrelor sale, deci el e de tipul așa, A1, A2, AN cu bară deasupra, nu știu câte are, A1, A2, AN. Așa arată numărul acela, el, pe care îl
pe care îmi cere autorul, forma asta, a 1, a 2, puncte, puncte, a, iar ce știm ca informație este că a 1 plus a 2 plus puncte, puncte, plus a n, egal cu 2017. Suma cifrelor lui să dea 2017, să fie cea mai mică. Și cea mai mică, domnul? Păi, dar sunt niște cifre măroaice și uriașe care dau 2017 și nu fac de. Păi, cât de mare și uriașe când sunt cifre în baza 10? Și trebuie să fie și cea mai mică. Păi, da. Chiar a 1, a 2 ești cifre? Sigur că da. Da. Nu vă spun și eu. Da, trebuie să descuntem. Hai să facem... Nu, tu inițiativa ta, nu mă bagă peste ideea. Puteți să dați și la voastră idee, dacă... Dar gândești tu, că tu ești la examen. Nu, nu. Da, eu sunt validat. Cum ai plecat? Poți să descompun pe 2017. Pe 2017 să-l descompui. Acum, când ai o așa inițiativă, trebuie să gândești la ce ți-ar folosi, ca la șac, tu știi șac un pic? Da. Un pic, sunt mulți peti. Dar știi că șahiștii mari, gândesc câteva mutări în față. Ceea ce ce faci, nu numai că mut pionul și mut calul și nu știu ce. Iar ta știi. Ca asta este faza aceea de început, cum se mută piesele. Dar ca să poți să la mutarea ta, trebuie să vezi ce face și adversarul tău. El mută aici, și pe voi muta eu aici, și dacă mută acolo. Deci trebuie să vezi 3-4 mutări în față. Așa și aici. Bun, fac asta, trebuie să zici. Fac descompunerea asta. Dar la ce mi-ajută? Vreau să-l împar la 9. De ce vrei să-l împar la 9? Zi-mi. Dacă să fie număr cel mai mic, o să-l fac numai de foarte, foarte mult 9, care să-l fie, care să-l fac în 2017 și apoi... Deci ai vrea să vezi câte cifre de ale noi ai folosit. Da, pentru că și acele cifre de nou. Hai să facem problema. Vreau eu să te aduc, dar să vii tu cu inițiativa, dar hai că te ajut eu. Suma nu să fie 2017, să fie mai 20. Mic. Suma cifrelor sale, cum construim cel mai mic număr, pentru care suma cifrelor sale este 20? 299. Ai zis 200? 99. 299. Și acum mai gândi că eu nu m-aș gândi, nu mi-am gândit aminte. Păi vă spun, de 20 am împărțit la 9 și mi-a dat 2 vezi 2. Și atunci am fost 2 de 9 și l-am fost pe 2 în față ca să fie cel mai mic. Că dacă ai veni, dacă tu modifici unul din aceste cifre să faci 0, ai greșit grav, pentru că ai mutat numărul imediat, nu? Deci, dea de 9 cât mai mulți în coadă și, pe urmă... Și dacă rămâne în restul, nu-i pe la mare. Ia în partea la 9, să vedem cum arată numărul. Deci, 217 în partea. De 224 restul 1. Adică 224 de-a de 9, în față. Deci numărul ar fi așa. 1. 1. Deci numărul ar fi 1. Apoi 9. Și spui de câte ore aici? De așa? De 224. 224 ori. Chiar așa scrii. Și motivezi că acum 224, ai zis, da? Ori 9 plus 1, egal cu 2017. Adică 9 plus 9 plus 9, asta este tradus, că de-aia ai zis 224 ori 9 plus 1, fac. Și asta este cel mai mic număr cu putință. E corect. E corect. Da? Da? Deci e corect. Deci trebuie să îndrăznești. Da? Când eu te invitam, intră în probleme. Vezi ce faci. De m-am dus la un număr mai mic și ai spus, aici era foarte rapid. 299. Deci de-al de 9, de-aia am bățit la un loc.
Tot cârdul de nouă îl punem în spate. Dar dacă ți-ar fi cerut eu cel mai mare număr cu putință? Era cel mai mare număr cu putință, puneam 100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 0
număr? Nu. Nu ai fi avut soluții. Pentru că punea de 0 cât vrei tu până la infinit. Până o poți și, da, și la asta și puneai de-al de 9, nu? Deci... Dar oare nu puteam să pun 2017-1? Ia uite, 2017 de-al de 1. Nu era suma lor 2017 și nu era cea mai mare. Da, dar nu era cea mai mare. Dar de ce v-ați trebuit? Pentru că eu o să mă acunci 200 de 0, 200 de 0 în fața lui. Cel mai mic număr natural, da? Dacă era cea mai mare și mama spunea să spun 2017 de 1, nu era cea mai mare. Păi da, dar atunci pune tu fătul mai mare. Acum o fac. 1 0 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
Deci ea spune foarte clar că ocupă pozițiile cele. Că pune atât de zero da. Încât o bani număr. În cel mai mare număr natural, deci măcar dacă aș zice cu suma ciclului să facă 2. Nu poți. Nu. Suma ciclului să facă 1. 1-0-0. Ui, de 0 nu se mai poate. Mai bine. Da? Deci, de ce ea? Da. Cu cel mai mare nu s-a făcut tot așa problema. Cu cel mai mic are rost. Da. Am înțeles. Da. Da. Deci așa îmi place să gândești, pleci în problemă și să duci pe ceva. Da, da. Mai dau o problemă. Da. Există numere naturale, astfel încât suma și diferența lor să conțină toate cifrele din sistemul decimal de numerație o singură dată? Nu am înțeles nimic. Tot mai ușor. Există numere naturale, astfel încât suma și diferența lor să conțină toate cifrele din sistemul decimal de numerație o singură dată? Adică întrebarea este așa. Oare există două numere? Semne întrebare. A și B. Naturale. Așa încât. Așa încât. A plus B. Ne facem suma. Și A minus B. Și facem calcul să ne dea aici toate cifrele din sistemul decimal. Din sistemul decimal. Adică de la 0 la 9. Da. Dar o singură dată. Deci, se existe aici A1, A2, A3, A4, A10. De 10 cifre, nu? Cu 0 început, sunt 10 cifre. Există două numere naturale pentru care suma lor... Și diferența. Să fie în interiorul așa. Lor numerele trebuie să fie diferite. Și A minus B să fie diferite, da? A, nu, adică în interiorul numerelor. Dacă am numărul A și pot spun 1, 0, 1... Nu poți să pui eu și am voie să repet da. Numerele, numărul ăla? Da. Bine. Cum să... Dacă are voie să... Adică am numărul A. Eu pot să repet cifrele. Da. Da. Ăla faci ce vrei. Și B faci ce vrei. Dacă le-ai adunat sau le-ai scăzut, să se întâmple în... Acum o fac. Ia. Da, că faci chestia asta, e tare chestia, problema. Deci să fie așa. Iar diferența să fie tot cu... Tot așa. Tot așa. Dar nu neapărat... În ordinea. În ordinea asta. Deci tot... În B1, ce? Hai zici, mă. B1, B2, B3, B4, puncte, puncte, B10. Altă ordine. Dar nu știu cum era cum am fac. Deci e foarte tare problema. Să vedem cum gândim. Deocamdată trebuie să o înțelegem. Exact. Suntem mai etapă, dar ne propune să o înțelegem. Și nu contează cum sunt puse numerele. Nu. No. Mai se folosește singură dată. Există numere naturale astfel încât suma și diferența lor să conțină toate cifrele din sistemul decimal de numerație o singură dată? Așa, la sumă și la diferențele te referi. Așa cum am punctat și noi aici. Da.
Nu la ele. Ele pot să fie 1-1-1-1, 1-0-1-0. N-are importanță. Da. De 3 ori 7, de 7 ori 5. Da. Dacă ai găsit un exemplu, ai răspuns la problemă. Da, am găsit. Am numărul 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8. Asta e numărul, da? Da. B-ul? Și B-ul, dar trebuie să scrii din partea cealaltă, eu am fi super, pentru că caietul meu e foarte clar. B-ul, așa, da. E cam un... Și B-ul să scrii din partea de la sfârșitul acolo. De acolo, da, uitați-l acolo, nu stau care vrei. Da, 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 deci B-ul să scrii nu de la început, de la sfârșit, pentru de la sfârșit, că... Luam. Sau de-a fost și tu cui, că nu înțelegi un cuvânt. Deci, vreau să nu crezi la început. Pentru că meu e puțin mai ciudat. Dictează. Deci, da, faza este că trebuie să... Deci, scrieți acolo. Dar vreau să vă spun la lecă. Așa, ce trebuie să-l pun de aici, așa? Da, din col în col. Așa fac. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Deci, 2, 4, 6, 8. 8, da. Apoi puneți, apoi puneți... Apoi puneți un 0. Deci... Între două cifre de aici? Da, nu, apoi puneți un 1, încă un 1. Aici? Da. 2, 4, 6, 8, 9. Da. 9 de alți lucruri, da? Da. Să spun tine că am culeț și eu. Nu e bine, dar aici nu știu ce fac eu. Acolo sunt 9 de 1, nu? Da. 2, 4, 6, 8, 9. Și te slep. Da, adunăm. Și se dă la adunare toate cifrele. O singură dată. Da, ma. Cât de dată? 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La adunare dă. Da, la scădere. Acum la scădere. Nu este corect, nu m-am gândit la asta. Numai la adunare. Nu, numai la adunare, Kevin. Dar să facem și la scădere, că poate dă. Să nu mă mai dă. Nu cred că dă. Lăsați. Nu se repetă niciun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 0. Nu ai din nou la scădere. La scădere de zi, dar nu vin nou. Nu știu sigură? Păi da, am scăzut eu. Dar poate nu ai scăzut bine, că mi-ai zis la același număr. Nu. Din nou la scădere. Dar nu spune, că mai s-a făcut atât, că mie nu mi-a dat același număr la scădere. Păi dă 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nu ai din nou la scădere. Din nou fără 1. Nu. Dă toate, dar nu, nu dă și nimic. Nu, da, nu dă și, da, și nou. Această chestie e cum dă. Dar poate dă, dar la scădere nu dă. Nu este corect. Deci, o inițiativă bună, pe jumătate problema este făcută, că ai găsit cele două numere care se întâmplă la adunare, dar la scădere nu satisface condiția. Deci nu se întâmplă ceea ce cere problema. Ceva doare. Acum pot eu să se gândim ca să-mi dea nouă. Spune... Aaa. Trebuie să fie cum ar fi un 1 care se scadă 2 și trebuie să fie 11 minus 2 cum ar fi, dar trebuie să văd eu cum să fac acolo care scădeți. O, viața e grea. Da, mai există, mai există. Nu trebuie să renunți. Ești în etapa de etaponare. Există poate de discut de interesant. 11 cu 2, corect. 11 cu 11 minus 2 de 9, nu? Da. Da. Dar tu ai 2 în pe. Până acum.
sunt într-o perioadă foarte grea și acum își vă rog frumos să mă gândesc așa. Acum s-a putea să-mi strice adunare. E normal. Sigur. Asta. Dar am încercat, hai să mai cumpăr așa. Da. Oare și Ana și Petre să fie cu nouă cifre, cum le-a pus ea? Ea și o problemă. Poate ar trebui să fie mai mare. Dar de ce? Oare? Pentru că din nouă cifre cum le-ai pus a ieșit, dar nouă n-a mai ieșit la scădere. Păi în momentul ăsta încerc să aflu ceva. Păi da. Vă rog frumos. De ce respect? Mult respect avem pentru ce încerci tu. Pentru că de data asta e chiar mă bucur că încerci. Aveți simultan, trebuie să ții cont de cele două condiții. Acum nu mi-a dat tot. Păi vezi. Am pus acolo un 2, un 1 și un 2 și mi-a dat 8-ul. Da, că am luat o... Nu, stați puțin. Aici e ceva nașpa. Deci se pare că la adunare reușești un număr din 9 cifre cu un număr de 9 cifre, dar la scădere nu mai reușești. Pentru că trebuie să pui... ca să-ți dea acolo un 9 la scădere. Trebuie să pui un număr... cum ar fi 11, pentru că 11 minus 2 ca să dea 9. Și trebuie să-ți ia numărul din față. Una pune numărul din față și în momentul acela se duce totul. Că nu-ți mai iese din nou un număr, chiar dacă ți iese adunarea. Păi puteți să-i promuți. Acum, din experiența adunare pe care o am eu, când se formulează astfel de probleme, ar trebui să arătăm că nu există. Deci, când te întreabă, există așa ceva? Adică e posibil să trăsnai asta? Și dacă tu încerci să construiești modelul, ai reușit. Dar ai început să simți că ai bătaie de cap. Nu-ți iese problema. Oricum ai încerca o nu-ți iese. Păi vă dau și explicația de ce nu iese. Pentru că în momentul acesta, ca să îți dea acolo un 9 sau un 8 sau orice vrei tu să dea, trebuie să pui un număr, adică dacă vrei să dea 9, pentru că acest număr merge la adunare. Dacă să trebuie să dea 9, trebuie să pui un număr undeva în numărul inițial. Și în momentul acela trebuie să te împrumuți din cel din fața lui. Și când te împrumuți de acolo nu mai iese, pentru că o să fie... de exemplu, în loc de 8 o să fie 7, minus 5 sau de acolo, o să fie 2 în loc de 3. O să fie 4 în loc de 5, o să fie 9 în loc de 10, o să fie... Da, dar nu ți-a zis nimeni, a zis A și B aparțin lui M. N-a zis nimeni că A și B au aceleași, cum ai plăcut, tu ești numai din 9 cifre. Dar nu contează. Deci așa... Eu am luat și de 10 la urmă, așa, am luat de 10. Ca să mi se facă o scădere de moment. Eu îmi zic că există. Ia. Deci, dacă ne vine cu două o credințe de mare... Da. Dați voi la tablă? Sigur că da. 9, urmat de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. În total să am 10, nu 9 câte abatea. 2, 4, 6, 8, 10. Privește-mă. Și scad. Un număr mai mic. Pe 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și 0. Și obțin 0 și mă tot împrumut, da? Și aici obțin 8, corect? Și aici 7, și aici 6, și aici 5, și aici 4, și aici 3, și aici 2, și aici 1. Nu, dar nu ai 0. Nu ai 0 și se repetă 9 de 2 ori. Da, unde scădere. Aici este... La scădere se repetă 9 de 2 ori și nu ai 0. Păi, ăla are pe 0 aici, nu? La scădere. La scădere. A, da, nu. Da? Ia să vedem ce nu am făcut.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Și nu mai e pe 9, că aici e 8. A, și aici e 8, se repetă 8, da? Da. Deci cum trebuia să iau? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stați puțin! Și vreau să-mi iasă, ce trebuie să-mi iasă? 8-ul, ce trebuie să-mi iasă? 9 trebuie să-mi iasă. 9, 9 trebuie să-ți iasă. Dar ți-a ieșit. Da? N-am făcut eu bine? N-am făcut eu bine, că ți iese, dă 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 0. 7, 9, 0, ia. Ce n-am? Unde n-am scăzut? Unde n-am scăzut bine? Păi acolo e 0 minus 0, dar... A, acolo e 10, da, da, profesor, aici m-am împrumutat. Da, are dreptate. Dar să vedem... Că aici m-am împrumutat, aici e 9, aici e 10. Să vedem dacă aici am împrumutat de bine. Așa că... Așa, că aici m-am împrumutat. Da, aici m-am scăzut, am avut. Da, da, da. Și acum facem invers. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus același număr. O vedeți, dăm așa, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Și adun, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Da, e perfect. Haideți să vedem încă o dată. Deci, din experiența celui care lucrează mai mult, la astfel de greșiții se reacționează așa. Se pare că așa ceva nu trebuie să arăți că nu există. Adică, ideea ar fi fost să încercăm în planul acela pe care îl puteam construi pe negație, să arătăm că în desfășurarea asta intrăm într-o contradicție. Iată, dacă adunăm pe astea două, vedea 2A egal cu un număr impar, să zic aici. Dacă așa s-arugea, un număr par egal cu un număr impar era o contradiție. Da. Cum n-aveam nicio, să spunem, n-aveam niciun motiv să zic adun aici două impar și un impar, că al 10-lea din prima variantă și din a doua, a 10 și pe 10, nu puteam să spun că e un par și un impar. Că puteam aduna peste, da? Da, da. Așa e de peste. Neavând înseamnă că toată construcția care mi-o făceam eu, eșor. Că m-ați înțeles și ce mă organizam eu. Adică să fiu corect în felul în care îmi propuneam să arăt negația. Deci adunându-le așa. Adunam cele două relații tare. Aveam așa, A plus B plus A minus B. A plus B. B minus B se duce, face 0. Și era 2A. 2A egal cu, 2A egal cu un număr. Dar dacă aici mi-ar fi dat impar, ultima cifră, și dintre cine și cine adunate? Păi par cu par de par. Deci par cu par de par. Da. Iar aici putea să fie par, am două și de ce am raționamentul meu, gata, pică și trebuie să iau de la capăt. Da? În condițiile acestea mi-a avut șansa asta, atunci mă întorc înapoi și încerc să construiesc. Deci, tu ai plecat în problemă, încercând de ce să întâmplă profesorul lui să intre în baza experienței care o are el, el pleacă pe varianta care crede că ar avea succes în baza experienței care o are. Dar adică n-am mers, ai șilat ideea și atunci trebuie să întoarcă la construcția concretă. Și atunci ideea asta de construcție este superbă, anume cu A și B. Cum de fapt ai încercat și tu. A-ul de forma asta, B-ul de forma asta, el la adunare satisface, la scădere nu mai satisface. Care-i șmecheria culise de aceste două satisfac și adunare și scădere? Ideea este foarte tare pentru că așești deal de 0 coadă puși după 9, îl transform în mod sigur pe 9 în 8. Exact. Și atunci tu te gândești repede, sigur, ăsta e A-ul și ăsta e B-ul. Problema este că atât la adunare cât și la scădere se întâmplă asta. La scădere
având aici amândouă pe 0 pe ultima poziție, ți-ai asigurat pe 0. Și când începi să scazi pe 1 din 10, ți-a apărut 9, tu aveai nevoie, obligatoriu. Că primul era pe 8. Da, da. 9 s-a întâmplat să apară aici 8. Și acum tu ai frământare foarte puternică, aceea de a îți construi așa fel de spui mâna pe 9. În același timp, trebuie să ai în vedere și adunarea. Iar adunarea cu zerourile astea îți mențin. Cred că e perfect gândit așa. Mai întâi pentru adunare. Exact, e mai ușor. E mai ușor. Pentru adunare, e mai ușor. Uite, vezi la adunare. Simți că ți-ai așezat așa pentru adunare. Și ce să vezi? La scădere, aici, tu nu știi ce să pui. Să pui 9, să pui 8. Pentru 9 pui. 9 e obligatoriu pentru că adunarea îți cere asta. Da? Deci adunarea, practic este rezultatul adunării 0, 1, 2, 3, 4. Cu cine? 9 urmat de 0 ori și cu 0, 1, 2, 3, 4 până la 8 îți face să au mai mare. Au trebuie să fie mai mare. Au să fie mai mare ca să la scădere să-ți dea ce? Să-ți dea tot cele 10 cifre. Deci obligatoriu trebuie să fie au mai mare ca să dea 10 cifre. Dar ce cifre se folosește aici? Rămâne problema foarte interesantă. Vezi, dar iată, uite, 8, 7, 6 e descrescător, dar de la 8 le ai asigurat. Sunt cele 10 cifre. Da. Cele 10 cifre. Le-ai asigurat și să dea nouă ăla din fața, ca să fie mai mare, ca să-l obții și pe ăla la adunare. Și la scădere, uite, surpriză, când le-ai scădut și dau numele. Deci, Darea, aici, descăzutul, deci observația numărul care îți face, este așa. Că descăzutul, ca valoare, trebuie să fie mai mare decât scăzătorul, fără discuții, pentru că tot 10 cifre trebuie să facă și adunarea și scăderea. Tot 10 cifre. Dacă tot 10 cifre, atunci, pentru adunare, câte cifre am aici? 2, 4, 6, 8, 10. Da. 10 cifre. La scădere, câte am aici? 9. 9, da? Deci și adunarea și scăderea trebuie să dea 10 cifre. E foarte tare. Rezultatul deci, adunare și la scădere. Da, asta e important. Nu puteam să am mai mult de... Nu puteam să număr de 9 cifre, să obțin un număr de 10. Exact. Deci din motivul acesta... De asta tot întrebam eu acolo, că vedeam că ea merge prin 9 cifre. Vedeți, ea mers pe exemplu. Da. Aici, nu? Da, pe 9. 4, 6, 8, 9. 9 cifre. Din 9 cifre nu poți să obții 10. Dacă le adun, poate poți. Dacă le scazi... Nu mai așa. Nu mai poți. Nu mai așa. Nu încercat. Da. Nu încercat nimeni. Doar îți spun că ai... Dar facem acum analiza. Ce vrem acum? Vrem să descoperim... Daniel. Deci, în clipa asta, începem dezbaterea, ca în Parlament. Bine ați zis din Parlament, așa. Începem să analizăm care a fost mecanismul autorului. Ce observație a avut el? De unde a plecat el? Ce joc Finuț a prins el? Pentru că de cele mai multe ori am spus în astfel de exerciții, există, te întreabă oare există? Ai șansa să le vezi tu, să le construiești, să le așezi, să spui, uite-mă că există, și te-am dat există. Sau să arăți că oricum ai luat, niciodată mai există. Nu există așa ceva. Și foarte important este asta. Dintr-un număr de 9 cifre, nu poți obții un număr la scădere. De exemplu, un număr de 10 cifre. Deci clar că trebuia au să fie de 10 cifre, cel puțin. Da. Deci dintr-un număr de 9 cifre, n-ai cum la scădere să obții un de 10 număr cifre. De 10 cifre. Deci eu vreau să ajung la un număr de 10 cifre. Asta e prima observație. Sigur că da. Cred. Da, prima observație este asta. Pentru că ești nevoită la descăzut, cum te obligă în final să ai 10 cifre, numai dacă descăzutul are și el, cel puțin 10 cifre. Corect. Nu? Dați-mi așa. Un număr plus un alt număr egal 10 cifre. Și le pun 1, 2, 3 sau 9, 8, 7, 6, cum vreau. Da? Deci atenție acum. Deci, la pentru scădere, îți trebuie neapărat tot din 10 cifre. Corect.
Pentru adunare... Ar mai merge și un număr din nou cu un număr din nou. Dar vedeți, da, că ne-am mai fi egale după aceea. Da, da, era și de aceleași așebe. Deci aceeași pereche așebe. Sigur că da. Deci, ești deocamdată, ai fixat ideea cu descăzutul din 10 cifre. 10 cifre. Ai pus un bător cu ei. Plec de undeva. Da? Deci, bați... Dar tu asculti? Da. Deci, plec de undeva. Mă, dacă vrei să obțin un rezultat la scăderea, la scădere, 10 cifre, atunci... El trebuie să fie de cel puțin 10 cifre. Descăzutul trebuie să fie 10 cifre. N-am pus de undeva. Nu din nouă să scați de 10 cifre. Corect. Și atunci l-ai fixat neapărat mă duc pe 10 cifre. Corect. Cine să fie, nu știm, dar 10 trebuie să fie. 10 în propun. Acum, la scădere, este etapa a doua. Acel număr A din 10 cifre... Dar mă duc pe adunare, că acum, dacă am asta, mă duc pe adunare, cum aș da, dar mai rămâne acum să văd ce cifră să pun eu aici, ce mă obligă să pun pe 9. Cine mă obligă să pun pe 9? De ce n-aș pune 8? N-aș pune 8. Bun. Dar la adunare cum mai mai obțin pe 9? Știi, deocamdată mai am zis 10 cifre să aibă, dar n-am avut toată discuția purtată. Pentru că, vezi, după ce facem adunarea, trebuie să fie toate cifrele distincte. Da? Păi de asta zic. De ce pun pe 9? Tocmai din cauza asta. Pentru că la adunare cine? La adunare după aia. Da. Deci asta a fost acum. Da, așa le e cu Veu. Veu e mai mic, clar. Și atunci la adunare, dacă l-am pus primul pe 9 și restul 0, mă duc pe 8, 7, 6 și mi-asigur adunarea. Deci, vedeți, 9 e sus, face 8, 7, 6 până la 0. Deci, practic, ar fi așa raționamentul. Adunarea te obligă să începi cu un număr de 10 cifre, că totalul da, și 10, te obligă să începi cu 9. Cea mai mare cifră. Da? Că el trebuie să fie cel mai mare descăzutul. Da. Și acum, ca să se întâmple ca la adunare să obții toate cifrele, ești forțat să începe aici cu al doilea. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pentru adunare. Pentru adunare, da. Al doilea apel. Deci. Și atunci, iată că e rezolvat treaba. Sigur, emoții sunt foarte mari acum. Să vezi dacă la scădere, așa faci serviciu. Da. Deci. Și când te împrumuți, foarte tare, foarte tare. Insist. Credem tare. Da. Hai să zicem etapele raționamentului. Da, etapele raționamentului și cum am ajuns noi la doar... De asta eu am insistat aici, că tu vedeam că tu treci prin nouă cifre și nu te ajuta indiferent cum luai. Dar nu te ajuta de 10, nu trebuie să obții un rezultat cu 10. Etapele raționamentului. 1. Concluzia este darea că ce ai făcut de bine, adică ai intrat în problemă, ți-ai propus și tu ceva, ai rezolvat pe jumătate problema cu numărul acela, ea satisfăcea o pretenție. Adunată la ea. A, da? Dar când îți faci scăderea, nu mai mergea. Nu, pentru că nu era nimic. Și atunci trebuia să gândim altfel. Prima etapă. Fiindcă vorbim de A minus B egal cu B1, B2, B10. Adică un număr din 10 cifre. Exact. Rezultă că A egal cu obligatoriu egal cu un număr de tipul C1, C2, C10. Deci tot 10 cifre de înseamnă descăzutul fără doar ceva. Prima etapă. A doua etapă. Deci, au să fie din 10 cifre. Sesizăm asta că descăzutul trebuie să fie clar tot din 10 cifre. Sesizăm... Fică, ne obligă scăderea asta să fie un număr de 10 cifre. Da. Asta ne permite obligatorul că au trebuie să fie din 10 cifre. Acum, etapa a doua. Despre acesta nu avem idei. Cum arată el? Doar un pic din 10 cifre. Etapa a doua, gândim un B care să ne facă serviciu. Care serviciu? La adunare se conține toate cifrele. Da? Deci. Deci,
A-ul ăsta, da, ea, mai insistăm la el și el spune așa, din 10 cifre. Dar mai avem de o parte că A plus B ne dă de tipul A1, A2, A10. Tot din 10 cifre. Asta înseamnă că A-ul care era cel mai mare, A-ul care era cel mai mare de B, el trebuie să aibă, fiind cel mai mare, trebuie să aibă cifra asta cea mai mare. E mai mare. Da. Ei bine, dacă încep cu 9 și pe urmă ești obligat să pui 0, 0, 0 ca să vină la al doilea, 8, 7, 6, că ai adunarea. Că ai nevoie și de 8, 7, 6, de toate ai nevoie. Deci ai nevoie de toate. Și cum ai nevoie, dacă plecam cu 8, aici, atunci se întâmpla ca la adunare să apară 8 și să apară un 9 de undeva. Dar nu mai puteam să mergem cu 0 acolo. Deci nu mai puteam să mergem cu 0. Sau puteam să punem din nou în fața acolo, putem să încercăm, da? În fața 8, știți, dacă l-ați schimbat din nou cu 8 la... Deci, insistăm, să vedem ce motiv avem noi să începem cu 9. Vreau să găsim motivul, da, foarte important. Deci, neapărat am stabilit că A-ul este de lungime 10. Da. Că A-ul e mai mare decât B. Da? Da. Iar este esențial. Și că la adunare trebuie să-ți dea exact cele 10 cifre distincte. Exact cum a plecat iar modelul ăla, super mișto, da, foarte fain, așa și aici, ca să ne dea repede adunarea celor, să ne dea rezultatul adunării, cele 10 cifre. 10 cifre. Plecăm 9 și 0, 0, 0 și le adunăm celelalte care ne trebuie. Deci le punem pe celelalte date care ne trebuie. Deci avem adus pe astea toate. Și am făcut atât. Deci e obligat, da? Da. Acum, cât privește etapa de scădere, nu știi prea bine. Poate aici trebuie să ne legăm noi, că la scădere, unde am pus scădere aici, dacă nu puneam 9, da, și zerourile astea erau clare, trebuiau puse, că numai așa te împrumuți, îți apare aici 8. 8 își facea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, îți apare în ordine. Deci apare 7 aici, și care, dacă e pus în loc de 9, 8, 8 apare 7 aici, și aici e întâlnit deja cu 7. Da. Deci ești obligat să te duci cu 9, pentru motivul acesta. Corect. Deci, să recapitulăm. În condiții în care vrei să apară cele 10 cifre distincte, B spre B trebuie să-l construiești așa fel încât să apară cifrele distincte, 8, 7, 6, chiar de 10. Și vorbim de căsătoare, că a început la celălalt cu 9. Exact. Dar de ce vorbim de căsătoare și au fost în ordine căsătoare? Dacă se puteau pune și în ordine căsătoare? Da, întrebarea este, de ce? Nu puteam să începem cu 0. Odată, puteam să începem aici cu 8 și nu pui 0 pe aici. De ce este căsătoare? Care este motivul? Păi dacă nu cred, adică să vedem dacă dă. Nu numai să vedem, să avem motive, să înțelegem. Da. Tot facem săpături să înțelegem mecanismul. De ce în ordine este căsătoare, da. Pentru că, Daria și Mihaela, care urmăriți, doar așa, când începem să scădem din 10 pe 1, din 10 pe 9, doresc ne împrumutam și nu mai ieșeam în față. Ai văzut? Trebuia să luăm de la din față, pentru deci, că să luăm de la 8 în jos, pentru că dacă luăm...